Hai de jos! Doamna doctor. Restaurant. Da. Regim special făcut de mine. Ce bine. Regim hipocaloric. Hipocaloric. Numai cu 1000 de kilocalorii. Only a mila. Care este făcut pe zile. Da. În marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Uh-huh. Și cu indicațiile respective. Este tras la xerox, dar dânsul să încerce pentru înălțime e foarte bine, dar depus pe abdomen, are varicele care le are, da. Deci apasă greutate și fiind la vârsta asta, poate să mai dea jos mult mai repede decât... Înaintată la o vârstă. Da. Deci asta am vrut în mod deosebit să vă spun. Ați luat calmecamul tot, ați găsit... Da, domniță scumpă, noi așa. Pentru noi am găsit. Dânsul și-a luat troxevazinul și... Că am scris și dânsului, fratelui, și-a cumpărat. Troxevazinul. Dar nu ne-o dat. Și noi am fost la farmacie și nu, a uitat să ne dea rețeta. Deoarece dânsul fugea la spital, la Fundeni. Știu. Deci are troxevazin sau venobuton. Mm-hmm. Să scriu eu pe cât. Da, fiți drăguță că îl cumpăr eu, da. Așa. Că și el... cum se ia? Mm-hmm. Deci. Da. Troxevazin. Așa. Perioare. Troxevazinul, spuneți soțului, este preparatul bulgaresc al venorutonului. It's venoruton in Bulgarian. Este perfect pentru că este elvețian. Right. Capsule și unguent. Right. Deci, dacă of Swiss origin. Unul, yes. Pot. Să-i trimitem. Da. Dar se găsesc la noi în farmacie fără probleme. Da? Da, ce? Mm-hmm. Deci, varice membre inferioare. Deci îl punem pe regim, cum ar veni. La restaurant, spuneți să vă dea lista cu regimul de 1000 kilocalorii. Yeah, regim, diet, yes. Mm-hmm. Only 1000 kilocalories he can consume per day because he's getting toward obesity. He don't know because we didn't have any. Și gimnastică, în special, în afară de gimnastica care trebuie să o facă pentru varice, gimnastică pentru abdomen. Și ar trebui să-i timpărați cum se mândă asta. Da, tracțional. Din asta, simplu, cu mm-hmm. picioarele de sprijin, da. A plecat ridicat, a plecat ridicat, pentru că acasă nu are cum să-l facă, dar având aparatul și pentru că aici este, se da. Juca, cu copiii, că și lor le place. Și, da. Da. Uh-huh. He needs to exercise very badly. Abdomen. Unguentul se unge de jos în sus, întotdeauna așa se dă. Da, ca și circulația de jos în sus să ajute, da. Sau, și acum am scris sau. Troxe. Vazin, uh-huh. La fel, capsule, tot trei pe zi și unguent. Da. Da. Poftiți. Sărut mâna, deci considerați că el e în drum spre obezitate, cum ar veni, dar încă e reversibil. Nu obezitate, depune foarte rău. Are noroc că aici pe... și asta distruge. Are o laxitate a musculaturii abdominale care trebuie întărită. Mm-hmm. Deci cu regim și, bineînțeles, gimnastică pentru că nu se poate. Da. Da. E o supra-obez. Domniță doctor, dânsul are o, la noi se zice, tendinită. Ați putea, vă rog, să vă uitați și poate aveți dumneavoastră alte idei decât în Occident, cum am putea să, o alternativă. Where is your tendinitis? Uitați acolo, doamnă. Doare cum doare, l-a îndoit piciorul. When does it hurt most? When you lift it to the back it hurts or when you lift it in front? No, it doesn't hurt. But yesterday. Now, când în spate. Când, da, mă scuzați că tot aici. Deci în spate, domniță. Păi, putem
unde este fișa de tratament? Where is your fish? Your your papers. Da, e afară undeva, nu știu exact. So when it goes back, because that makes a big difference. That tells where the problem is. It's on the backwards. This is where it hurts, right here. Right here. I bend back here. Uh-huh. Okay. I got it. Okay. Alex, what'd you say? Alex, you, we need our papers, Jim. Numai eu don't need a school. Stâng, așa, lateral, intern. Să arate domnul doctor, să arate unde, că eu am scris. Da, eu pot să-i desenez. Că la noi doctorii desenează. Da, da. Îl desenează da, acolo. Da. Aha. Și restul totul perfect. Poftiți. Da, domniță scumpă, deci eu am magnetoterapia. Aveți astăzi, asta e a dumneavoastră, aveți magneto zilnic, aveți hidroxolul zilnic perfect, aveți masajul general zilnic. Așa, iați domnul, are la fel și magneto, și masaj, și hidroxol, plus am și scris data. Da, domniță scumpă. Sărut mâna. Sunteți un înger. Și atunci, despre fratele meu, exercițiu. Exercițiu, abdomen. O mie de calorii pe zi. E la cantin, la, pardon, la restaurant, că există acolo scris de mine, făcut un regim special. Uh-huh. Așa, unguentele care le-am dat și totul va fi bine și sâmbătă la pe 29 în jurul orei 10 fără un sfert, ne vedem pe aici. Da. Sigur că da. Natare vă mulțumim. Dânsul poate face exerciții pentru tendinita dânsului. Nu trebuie să forțeze dacă îl doare. You should not force it if it hurts you. You should never, never force. After the pain passes, da, then yes, you can. You can start doing exercise. Și cam ce tip de exercițiu, domniță scumpă? Cele mai ușoare de bicicletă. Bicycling. Mm-hmm. But the most, the very, very tender movements on the bicycle, which is that downstairs in the fitness, sau aici în fitness o bicicletă. O indicația aia. Mi se pare că sala este deja ocupată, că nu știu ce. De nu, dacă... Nu contează. Mm-hmm. Luni, sigur. Sigur. Și atunci cumnata mea ea are de fapt tensiune joasă? A avut un pic mai mică, dar nu cont. La vârsta dânsii nu este deloc ceva nu. Deosebit. Nu, nu. Deja nu are prea mari probleme. Nu. Ea e mai bine. Ea e mai bine și e și aspecta să fie cu doi copii. Se vede că a făcut copii tânără. Da. Care siluetă și i-am spus că să aibă grijă să nu doar să-și gătească mai multe fructe și legume, că este păcat. Da, vă mulțumesc, sunteți o drăguță, să rămână. Asla Vital, da, compoziție, fiolă, clorhidrat. Și asta e, procaina, da, au fost inventată. Substanța chimică. Da, procaina și gerovitalul, care e clorhidrat de procaină și acid benzoic. Da. 5 ml. Și astea sunt, de fapt, pentru întinerire, așa? Era baza asta de tratament. Suntem la hidroxiterapie și aici este doamna asistentă care ne-a tratat. Să fie cu noi timp de o săptămână, doamna Beckberg. Mariana Cofaru. Mariana Cofaru, care lucrează aici de câți ani sunteți? De 5 ani? De 2 ani. Holiday Inn, Sinaia Resort, centrul de hidroterapie. James Wilkie.
relaxează. Filmez tot stafful de aici, de la Holiday Inn. Doamna este de la ultrasunete, ultrasound? Nu, sunt de la biodinamică, la ionizări. Ionizări, biodinamică. Da. Și cum vă numiți? Geta. Doamna Geta. Și mai cum? Geta Ilie. Geta Ilie, vă mulțumesc. V-ați pozat cu florile. V-am filmat. V-ați filmat cu florile? Da. Ce bine. Da. Dacă aranjeam să fiu cu florile în brațe. Ce drăguț. Dana este la ionizări? Da, domniță, da. Chiar vă rog, bine. Dana e la ionizări, așa-i? Am și eu filmul meu. Deci pe 1000 de kilocalorii pe zi, Sandu. Da, nu, am să-l filmez mâine. Da? Sigur. Să filmez. Recording, da. Deci record, acum înregistrează, când vezi alea fugind, 5 bucăți, alea e înregistrare. Și când îl închizi, faci fade și stop. Sau stop direct, cum vrei tu. Bine? Așa cum... Sau acolo, o singură lună, anul de acum înainte, ați auzit sistemul meu. Da? Da, deci azi fiind 22 iulie, de 2000, acesta este tratamentul de magnetoterapie? Nu, aici sunt ionizări, galvanizări, tens, diadinamici, toate formele de... Ionizări și galvanizări. Da. Și acestea sunt pentru decontractarea mușchilor, domnița? Da, da, da. Împotriva torticolisului, tratament al torticolisului și probleme relaționate de computer. De persoane, profesioniști care sunt pe computer, toți au chestia asta la da? În toată lumea. Da, da eu nu știu, boala secolului. Și Sandu Munții ai acum așa frumos da. Și iau pe Dana într-un colț. Și poți după aia fade away. Da, poți să zoom pe culmea aia de sus, da, în golașă. Ce cum se numesc munții ăștia, domniță scumpă? Munții ăștia frumoși. Bucege, nu... Aha, uite, Dana, până sus în creștere. Merge până în culme, da. Vedeți ce frumoase, vai, ați văzut acum când a plouat ce când era... Ce-a curățat, da, da, mă, să ai în fundul de elefant. În pădure, așa, să dau aburi ei acum, așa, era ceva un peisaj de vis. Da, că e da, da, ați văzut? Că mi-arătau toți ăștia pe și făceau de mâini săraci și ei nu știau. Misterios, da. Se și poate deschide un picușa, domnița, să iasă în balcon. Da, să fiți dulce, deschideți. Sandu filmează de afară. Ok. După aia, fade stop. Sau, ok, ok. Pauză. Uh-huh. Dacă vă erete, veniți de gând. Da, ok, am pornit. Da, de pe latura asta, Sandu. Ok, bine, aici, uite. De pe latura asta, uite. Așa, perfect. Cum vă numiți, Victoria? Voichița. Voichița Georgescu. Și suntem la ultrasound. Da. Aici. Totul se vede perfect. O lecuim pe doamna. Da. De contracturticoli. Da. De contractura asta. Știți că acum 5 ani mi s-a umflat ca o frânghie așa, da, solid. Și nu acum 5 ani, acum câteva luni, înainte de a veni cu aceea mi s-a umflat și mi se roșește.
Roșu, deja roșu. Aici, dacă, de cât v-ați atins, doamna, așa da. E suficient să... Da, să vă zic ce se întâmplă când sunt în starea aia acută, critică. Da. Nu pot să întorc deloc capul în partea dreaptă, doamna. De cred. Deloc. Condus e foarte periculos la condus. Și eu și conduc. No, și, a, și mergeți să... Conduc la computer, da, că sunt niște căldură la noi, doamnă, 120 de grade Fahrenheit. Ah, nu. Păi, dar nu pot să răsuflu și am aer condiționat. Că și cu aer condiționat e pe vai, ce frumos să văd bijuteriile astea de argint ale doamnei. Da, păi se vede totul foarte bun. Vă place argintul, doamnă, da? Da. Și Sandu are o mulțime, da. Are soarele de la Asteci. A fost un Mexico, un Tasco. Bravo, mulțumim, asta a fost. Da. Prietenul lui Octavian, să-mi spui cum te cheamă? Să-mi spui cum te cheamă? Prietenul lui... Tudor mă cheamă. Tudor? Da. Tudor Viteazu? Mă cheamă Tudor Spiritu. Bine, Tudor. Hai să văd ce tumbe ai învățat să faci pe apă. Să văd ce tumbe ai învățat să faci tu în apă. Știi să sare în apă? Da. Hai să te filmăm. Sar? Da. Bravo, tu. Cum e apa, Octaviane? Cum e apa? Fierbinte? Gata, copii, se duce bateria, bye bye. Se duce bateria. Battery slot. I'm gonna go in the water. Unde-i maică ta? Unde-i Sandu? Hi. Monica, scumpă, după 12. Bine. I'm a cutie. No. Lunch anyway.
She said that I can cover it up, but I couldn't find a big bandage. We have to buy a big bandage and I can't get in. I think one more day. Look at these beautiful mountains. Yeah, look at that. Is that catastrophe? Yeah. Hi, Olga. Hi, sufletul Olga. Hi, dragoste mica. So the Japs are gone. Tomorrow it's only us here. Visual pollution. I've told you the Japs are gone. Really? What's that visual pollution? Yeah, it's just a, like a big warp on the top of a penis. Dancing and romancing. Vai, dulce Carolina, sufletul Olga. He has a problem with getting under the water. Lasă să se hoge în Octavian. It's okay, just go straight, 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 straight. I'm coming in. We can go eat something. Okay, let's go eat, sweetheart. It's wonderful. Air is being polluted by smoke. Yeah, they come here to smoke. Can you imagine? That's because it's interdicted to smoke inside. Okay, I'm heading in. Everybody's relaxing now. Everybody's relaxing, huh? Ready? Yeah, let's go. Ziabuna. Okay, I guess we can leave. Yeah, but he does. He's swimming a lot. Yeah.
How is the water? It's warm? Ce faci, Octavian? Cum te simți? Cum te simți? Ai notat destul azi? Uite, aia e o portocală în geantă. Nu vrei? That guy invested in the hotel. That person there. That guy. Who's sitting there? No, it's one guy inside. Only one sitting. One guy outside. No, that's a pig. Într-un decor. Azi este 22 iulie 2000 în, la piscină la Holiday Inn. Așa. Și ne revenem cu siguranță. Eu tot vin aici. Acum e doua oară. Ia, acolo nu o să mai vom aduce. Da, familia lui Alexandru, copiii consultă meniul. No, not start. Yeah, that's the start. Asta e bolul. You're all mad, Jim. You want it for dessert, Olga? You want it for dessert? Vinete, salată de vinete. Aici este lista cu meniul. Ziți, Andu, tare, ce zici acolo? Albuș de ou. Da. 40 calorii la 100 de grame, carne, pește, plat, fiert sau grătar, vitel, mânzat, pui, miel, șuncă prețată, vânat slab. Permise 150-200 grame pe zi. Eu și damblage. 150-200 grame pe zi. Sinucidere curată. Dar nu e adevărat, Sandu. Păi ne întoarcem la socialism. Am și leșinat. Cu rațiunea. În ziua am și leșinat. Când eu să consum 150 de grame sau 100 de grame, eu sunt pe jos. Mă Nicoleta. No, dar nu e adevărat. Mai zi-mi acolo de vițel câte grame. Interzise cartofii în cantitate mare. Da. Pâinea. Dar nu spune de care? Fierți, prăjiți? Zic, nu spun de care, fierți sau prăjiți sau indiferent de... Fierți. Fierți. A, uleiul de olive, fiți dulce, aduceți-mi. Uleiul de... It's right there, in front of Alexander. She just misplaced it. This is your bread. Aia bucățica ta de pâine. Pentru zi. O face dânsul dietă. Odată te aranjează. Deci, deja v-am adus salata noastră, salata sortată și acolo mușdeiul amestecat cu ulei și lămâie separat. În stil italian, da, e foarte fain. Tare, tare dulce. Asta e Nicoleta, prietena mea care se căsătorește în august. Ne vedem imediat. Da. Dana, tu ce ai voie să consumi? Spune, să-mi aduc o supă. Nicoleta! S-a dus. Nicoleta scumpă, fii drăguță, poți să-i aduci un consome lui Sandu, că l-ai degresat. De care. Da, este supă clară degresată. Consomeul e supă clară degresată. Da. Da, acesta. Da. Da, are și fructane de omletă cu legume. Da, asta, așa. Mai bine o cremă de ciuperci, da? Cu smântână și rămâne tot așa un... Un somon? Un păstrăv la grătar. Păstrăv la grătar? Da. Da. Așa, dar tot cu
Dacă se poate tot cu legume. Cum să nu? Da, deci rămâne o cremă de ciuperci și un păstrăv la grătar cu legume. Octavian, ce dorești? V-a zburat asta cu prieta. Da, mai de mine. Ce mă fac? Octaviane, ce mă ce dorești, Octavian? Nu mai puțin mă să-mi iau carnețelul să notez, da? Da, vă rog. Ați comandat mai mult. Da. Ce vrei, Octavian? Măi, Caroline, tu trebuie să te îmbraci. Mergi după jerseuri, da. Octavian, tu ce vrei? O supă de găină fără carne și o supă de cresată. Așa, da. Și felul 2 ce mănânci? Eu iau cașcaval pane cu cartofi, uite și tu. Da, și eu. Ok? Da. I like you. I don't know how's that. Dana, că încercați o tăchitură muntenească sau ceva. Nu, nu, yes, he can. Octavian, uite-te în ochii mei. Când îți zic? Ce dorești? Ce dorești? Harta turistică? Ce dorești, Octavian? Ce dorești, dragul meu, să fac? O supă de găină fără carne și cașcaval pane. Bravo, scumpul meu. Și este prăjitură care se numește amaretto sau cu ananas. Vreți? Vreau coroniță. Da, sigur. Nu vor tănuca de cocos, mi-au spus copiii. Nu vor de cocos. Nu. Atunci altceva, dar sunt vreo 5 feluri de prăjituri, Dana. De ce au altceva, măi, Octavia? Diversitatea, să știți, cu cât mai multe tipuri mâncați, cu atât ai mai bine, dragii mei. No, Sandu aici este după ce a aflat că trebuie să consume doar 1000 de kilocalorii pe zi. Este gânditor și meditativ. Se gândește câte kilograme va slăbi pe zi. Și ce tipuri de vegetale îi plac. Ia, gânditorul. Auzi ce zici, Jim? O zic că ești gânditor. I'm not. I'm getting out of here. Yeah. It's so beautiful, huh? It's marvelous, isn't it? You can see the people inside. Mm-hmm. Well, remember in Constanza when the kids ate all those vitamins up? What were they doing? They chewed up all the vitamins. Ah, right. Remind them that they forgot. No, no, it's okay. They know. Îți trebuie încă un fotoliu, Dana, aici. She's a sweetheart. Well, why did they charge all that other stuff there? Why? Oh, that's the kids. Oh, really? They charged everything there? Mm-hmm. Really zoom in, huh? Mm-hmm. My goodness, unstable. Okay. You have to have your hands against your body like this. Okay, we all dance it. Like this, you have to brace yourself. Who's that fat guy? Look how you brace yourself, look. Stai, 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 că n-am voie să mă mișc, Giza. Oh, come on. Enough is enough. Da, așa. Why? Go straight ahead.
job, very nice. Lasă-mă puțin mai încet, vă rog. Show 45 kilometers. Octaviane, îți iei esențialul? Preparez mâncarea abia. O stai să-ți o anu și ție, uite. Era așa, așa era, vezi? Nu, nu, nu. Asta. Șezi acolo, Caro. Șezi acolo, dragoste. Șezi acolo. Frumoasă! Măi, rău, tatea! Și salată de fructe. Tort? Vrei și tu? Tort de mere? Da. Vezi cum e cheta? Ce se mișcă, mă. Imprevizibil. Faci cafeluță? Asta e sora ta. Carolina. Ce ne-ai cântat, Carolina, la pian? Ce ne-ai cântat? Ce ne-ai cântat, Carol? În seara aia și încă una ai mai cântat, două. Nu mai știu ce mai. Dar mănâncă-ți mâncarea. Șuc.
from the restaurant. Record, vezi recording și uite cum, ne, cum apărăm toți. Totul, secretul e să nu miști deloc camera, să nu tremure mâna, vezi? Da, altfel nu iese imaginea da, clară, da? Da, și eu mă duc lângă fratele meu și atunci eu o să fiu lângă fratele meu. Și uite, poți să te apropii, uite, la Sandu în fața lui, vezi, la, da, da, în ochii da, lui, vezi? E ca un am film. Am văzut, da, da. Și după aia poți să te îndepărtezi, să ne iei pe toți, așa. Da, da, am văzut. Și poți să muvi încet, încet, să te miști în jur. Mă, nu știu dacă avem lumină, da, în 23. 2000, la Holiday Inn, în restaurant, la micul dejun, aici e Carolina. La zi care zice hello, say hello. Hello. Și ne pregătim ca să ieșim puțin afară, să mergem în București, să mergem la tratament. Și autorul filmului este Justin. Justin și mai cum, Justin? Justin și Chiocu. Exact, din America. Asta numai pe sistemul meu. Vezi, fain. Asta e fade in, vezi? S-a trezit, mami. Nu, 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 nu vă ridicați încă. Stați liniștită. Să vă ajut, mami? V-am adus o altă pijama. Sper că mi-ai adus pijama în albastră. Am cum adus-o de acasă. O să fie mai bine, mami, ții? În 10 zile o ducem acasă. Si? 9, nu, nu, nu. 8, 2 zile. A doua zi. No, ce mândră sunteți. Știi bine că veci am suportat regimul de astea la spital. Dar ne-i zota, ce te joci tu cu sănătatea mea? Dar nu mă joc, mamă. Da, te joci 10 zile. Așa zici, parcă vin din buzunar. Nu, nu, mă scuzați, m-am greșit, nu. Păi greșești, dar nu așa. Fă-mi și tu lângă mama, Sandu. Cum? Fă-mi ăsta, take me a picture with my mom, Jim. Please. Eu nu știu ce face ăsta, tot lucră când e altceva de făcut aici. Come on. Please. Take me with my mom and with my brother. Așa, pentru el, nu doar întâlnit. It's good. Talk to her. Now look at her and talk to her. There you go.
That's good, that's nice. I guess he's out of the picture. It's decaffeinated, that thing, Jim. I can give you just a bit. It can only get 90, it only can get 10% of the caffeine out. Ask first. Okay. That's a lot of caffeine. I only give just a bit. Just a tip of my. Okay, you have continue enough. Yes, Marie, you should be the first. Yeah, sure. I need one. După ce vă face dizolvarea, are și bine. Are și toți. Am vrut să vă le fac. Deci, Jim v-a adus aspirină antirecotică care e acoperită să nu o facă rău la stomac și o jumătate din ea luați, ca pe doză pentru copii. Atâta tot. Nu o întind eu pe mami Sandu. Adică, dar în fiecare zi. De exact, pentru aia de acolo. Cheagul de acolo a venit. Ia, ridică-i numai piciorul. E un cheag. E un cheag. E circulația periferică, mami. Nu, că am speriat-o noi. Hai să mergem. Apoi s-a deschis ușa. Nimeni nu a vrut să audă că eu mi-am pierdut ăsta. O aspirină pe zi salvează viața mea. Îmi promiteți că o să aveți o aspirină la dumneavoastră. Și... păi lasă, acum aveți aici, că vă dă doctorii. Moș nem chiar de-au micorchit, dați-i că eu ni hozo gym, necoan. Bine. Na, bine, bine, bine. De-aia vă simțiți bine? Nu separat. De-aia vă simțiți bine. Eu bun și în altă nu. Vedem luni. Bine, mami? Bine, dar nu-mi place că nici tu nu arăți splendid. Oboseala a ieșit pe tine. Și o sub medicație, mami, și sub tratament. Nici nu știți. Eu iau dublu ce luați dumneavoastră, să știți. Eu sunt sub trei tipuri de medicamente, ca să știți. Fasole, dă-i. Mă duc la mâine întreagă? Nu vă necăm cuțit. Este jos aici, Sandu, lămâie. Jos, la intrare este o lămâie, dacă trimitem pe șofer. Da. Da. Bravo. Gemuri de căpșuni, hă? De caise? De caise să nu fie. Să nu fie de caise. Spune-i la Olga. Da. Spune-i că a fost agățată. Legată sus, două. O să-i zic. Dar știe el, mai mult, domnule. Gemurile astea de căpșuni. De la masă? Da, de la masă, de la noi, de la hotel. Hotel, Avon. În fiecare dimineață, da. Așa, să fie de... să fie de... căpșuni. De gust, de... de vișine era, și de vișine era. De căpșuni trebuie la masă. De căpșuni. Nu știi ce? Din acela, Sandu, esențial ce? Ăla numai un sfert să-i pui într-un ceiuț. Minerale, numai un sfert, dragul meu. Ce-o cheti pițită de el, Nel? Eu? Ești atâbit megel, Elvis, el lăchiuc. Ce-o cheti pițită de la tăia aia, bă? Am eu. Foc cioc meg, filmează-o tu. Am eu, mami, necă mine. Îți vine pe tatăl.
Da, eu ți-am făcut o vacanță. E bine, mamă, bine că am fost aici. Halo, zește-mi, colit vă ta. Please, give me my... Jó, hozok. Jó, nagyon jól van, ahogy van mostan. De jobban is lesz. Az ebből a tárosádák ezt szorítja a zombisim. Igen. Hát megcsinálok én anyumak egy újat. Ha vettem egy pirosat, az nem jó, mert az nem lehet bezárni fentről. De így nagyon jól tetszik kinézni. És nem baj, ha van a cici kint, meg kell állja. Jól van. Jól van, másik segítem. Tedd ide a másikat, ami rajta volt, ha elmentek, én ebben nem Ah, e a spitalului, e pentru dumneavoastră zombie. Hei, un cioc zombie, eu mai n-am vrut chinit vă așa. Dar cu chiarul nu uita să zice să vedem că ciocul schia. Nu, și tu tai ce ai de tăiat? Nu, să-i trebuie ei un bricial aici. Nu-i de tăiat nimic. Olga, începe tratamentul. Tudjuk. Vreți să vă ajut cu ceva? Vreți să vă ajut cu ceva? A, bine. Olga, trebuie să mergem. Da. Flexiunea, parcă am zis că nu mai e bună, nu? Să aducem...
Vă dau, mami, ceaiul? Da, să scumpă, că mă scol eu, nu mai să vă... Stați liniștit acolo, nu-i voie să mă mișcați. Să mă lizei. Piciorul drept. N-ai vorbit cu nimeni din sticăt? Ba da. Cu cine? Am vorbit cu, cu domnul doctor Orza. E acasă? Mhm. Yeah. That's what they are trying to see what's the matter with her heart. Yeah, he thought it's contagious. No, I'm trying to explain to you. Închide cu țaie mai mare vizibilitate după ce... Ieșim de aici. O zis că noroc am fost eu aici. Spre bine, da. Poate așa e să alungi viața. Așa e. Așa au zis și doamna doctor, prima doamnă, doamna Ene. O zis că așa cum este acum, zice, dacă se vindecă cicatricea, zice, poate trăi încă 10, 20, 30 de ani, așa au zis. Numai cu calm. Cu grijă și cu calm. Dar ce-o cum ai ajuns la tine? Păi mi-a înghețat picioarele de fric și mi-a pus Dana pe mine. Nu ți-e frig, ursuțul? Ce-ți dau bluzița? Nu mi-e frig, gata. Când coborâm, dragul meu, că suntem aproape deja. Pot să te îmbraci, uite. Și eu mă îmbrac, să știi. Bad felt. Dar asta cu ei? Nu știu. Asta lui domnul. Da, nu mă bolonzi. Am făcut că și tu ai o bluză albastră. Și am. Am fost peste there's tot the în... See how clear it is from here? Da. Yeah, look how nice, man. Ma famiglia. Foarte frumos, bravo, foarte fain, încearcă să nu mișcă loc.
Ia, Carolina Lazin, azi 25 iulie 96 și Octavian Lazin la Sinaia. Mergem cu jeep-ul înspre vila, înspre cale vila. Înspre care vila mergem? Nu, nu, mergem în Breaza, la ce vila? Ce ochi frumos este acolo. Deci unde suntem aici? Da, în Breaza. Uite-te la Olga ce face. Aranjează-te să se vadă și mami. Du-te în partea alaltă lui Momo. Și așa, să vă vedeți cu toții. La asta când ești. Mergeți și luați-vă corcodușe. Nu mai trebuie spălate. Întotdeauna să vă spălați, să vă... Și fă-mă și pe mine, așa cum stau aici. Deci mâncarea pun eu la rece acolo. La rece. E frumos aici la Breaza, e calm. Calm și liniștit. E 25 azi? 25. 27. 27, mulțumesc. Ai niște merte și-n dragă de arme, te mulgă n-o tău, mamă. Că sână, e ziua mea onomastică, nu. Nici n-am știut, Hanechem, eu și Magdalena, cine știi ce? Astăzi 27 iulie, în Sinaia, la Breaza, Olga Lazin, Olga Lazin, Iosef Ciuc Magdalena, Lazin Luminița Daniela, Octavian Lazin și Carolinicu Lazinicu. Într-un decor de Breaza. Știi unde e fain aici, pe pământ, așa. Așa o răcoare, ei. Separatul de fotografie. Olghița, tu mi-ai cumpărat asta? Și ăștia. Da. Și pe ales? Și ăștia pe mine. Și mai avem un stil alb, vreau să vă cumpăr mâine. No, știi ce am? Sucul ăsta, neapărat. I-am pus la mama. De grapefruit. Da, două căni am băut. Am sorbit. Uite ce frumos e aici, uite, are doamna și asta. Și un preț destul de mic o cerut, dar nu. Și ce facem acum? Pot... O să mergem în Sinaia, acolo unde am fost. Poți să opresc, Olga, aparatul? De acolo mergem mâine la gară, da? Și de acolo avem la gară, la ora 7, avem plecare spre Sighet și la ora 9 dimineața ajungem. Și, nu, vă așteaptă doctorul Olga cu mașina lui. Eu pot să opresc aici, Olga? Care vă iubește. O zis că... O zis că nu ți-am zis niciodată, dar eu iubesc pe maică. Așa o zis. Da. O zis niciodată n-am vrut să zic. Zice, da, eu tare o iubesc pe mama ta. Left it for you. I was filming my mom. Yes, I was filming my mom, and you passed right into it. Really? Yeah. Well, look how cute. I was going to film this. Okay. Thank you. Thank you. Turn it off. Turn it off. Okay. You don't have. You can move. Look at each other. You can say hi. Magdalena. Woo! Oh yeah. No, but she's the one that needs to smile. You're smiling, she needs to smile. There we are. She could look at you. Yeah. Și să vă uitați la mine, și noi să vorbim, că asta înregistrează și conversația și tot. I love you. Hi. Ah, oh, that's great. There we go. Look how it zooms in way down there. And it says no smoking. No smoking. Smoking pigs, man, get in the way. Look at the fucking pigs, man.
stupid smoke coming up, man. You won't believe all the gypsies are smoking. Look, all is smoke. All you can see is smoke. Look at that. Look at that. Look at that, man. Now show this to the Soros Foundation. We have to show this. Look at those fucking pigs. Unbelievable. Vezi pe mami? Hai, tăviță! Ce-ai comandat, baby? Rap! Am uite de dansat, Octavian! Cheers! Sănătate! Cheers! Cheers! No, șezi acolo, să te vezi și pe tine. Șezi acolo. Șezi acolo. Și Carolina, Lazin, cu Octavian. Vezi pe mama ta? Să mergem în fața ei? Hai! Și mai aproape! În ochii ei! Hai în ochii ei! Hai în ochii ei! Nu-i voie că strămură mâna, numai dacă nu strămură mama. Dar nu-mi strămură mâna. Uite-o pe tatea ta. Ma, Olga, nu-mi strămură mâna. Mai că te învăț, dar nu acum, stai. Da, dar m-ai învățat, Olga. Hai și pe mama. Ai învățat că m-ai învățat. Da. Cu putere! No, hai să-ți arăt, să nu strămur, nu-i voie să strămure mâna, dar te duci și filmezi, și filmezi aici pe bune. Hai să-ți arăt, să nu strămure mânuța, ok? Nu-mi tremură. Nu-i voie să strămure și nu mișca camera, mă! Nu miști, așa o ții. Așa. Și, așa. Și de aici te apropii. Știu. Se răcește. Mă, care vezi de aici? Hi, Jim. What are you doing there? Ok, nu pune aici, stop. Unde? Hai, pe bunica, pe bună. Supa de găină e cea mai importantă la mama. Mănânc, dar eu am mâncat tare mult aici. Minde, nu pese. O iau acum. Ce-a fost ultimul, Sandu? Ce-a fost? Și eu-s fericită, toți ne-am fericită, mă.
Es mayor. Sejem kendő. Sandu și tu. Și cu Dana. Și cu mami. It's okay. I stopped it. Ești băgat. Ce ai, Caro? Vezi cum dai cu... Îți pură boie din curte și tu... Poți să-i dai stop, Carolina, nu-i He's running around. Under the table. No, no. Poți să-i dau os? Poți să-i faci tu, da. Atunci comandă ceva.
Don't film people eating, just film doing damn movies, doing things. Sinaia, cantando llores.
Rita. O zonia, am mulat-o. Tati? Păi tanțul dumii sot maron. Cum dansăm noi pe asta în satul mare? We danced on this. Let's dance, Jim. Let's dance on this Hungarian. Let's dance, come on. Yes, let's dance. Da, du-te acolo aproape și înregistrează, bine? Da. Pe domnul ăia care... Oh,
course, yes, sir, the same thing. Thank you, thank you. You just make it. Să tu le dăm gur și de muzică, ha? Lamo de nim, lamo de să dansăm. De tu do modio ni un oxu cu tencelni. Fingani nem nehéz, nem is kell oda ez, csak egy kis hagynomás, és már kész a pukkanás. Nem anya, szép volt? Á, Juséni mosolt, igen. Emlékszem. De anyu, anyu, mi szeret? Anyu, mit szeret? Anyu, anyu, Olga, you're in the way. Deci, cum ar veni din dans spătar? Nu te spune că sunt de fanfara, trecea fanfara militară. Opta zi fanfara militară. Că ăla o să audă, că noi l-am vrut ascultă. See, press there, and then that means it's going right there. See that line? Aici este... Din Olga.
locul este salul Dana, din coace Olga și Jim. Aici tati mi explică cum să mișc camera. Vă oferim vizionare plăcută! Deja mi s-o mai lasă să fie și singur, Octavian. Mai puneți și pe noi. Da, dar și pe noi. Acum Olga face... o paradă. Of, am pierdut ceva. Avem o orchestră de dansatori, da, nu știu. Da, o uiți să terminez cu... Am plecat, dați-vă, haideți că e de mult. Da, nu, odată mâncați. Da, poftiți, puteți începe. Octavian Lazin. Ce titlu are? În tabără. În tabără. Bine, copile, dar nu așa, puțin mai alegretă. Da. Bravissimo, bravissimo, bravo. Bună seara, domniță scumpă. Acum te rog. Sonatina de Carolina. Fantastic, fantastic, bravissimo, bravissimo. Mulțumim, încă una. Tu, mama, e ok? Vreți apă, mami? Sau ceva? Vreți o apă minerală sau ceva?
Bravissimo, bravissimo! Mulțumim, mulțumim foarte mult! Haideți să mergem, a fost grozav, vă mulțumim! Very good. Numai să aveți un loc frumos de tenis. Știți unde e? Lângă fosta baie comunală. Acolo? Da, lângă fosta baie comunală este. Da, acolo să mergeți câteva ori, să uitați. Sigur. Voi jucați tenis. Da, deci, domnul doctor Bodnar, să aveți încredere, el o să vă aducă țelina în fiecare zi. Deci totul îmi datorează mie, că eu i-am rezolvat copilului să vină în America, ca să știți și dumneavoastră. Nu trebuie să-i dați absolut nimica. Țelină, sirop de cătină, sirop contra anemie i-am comandat, Dana. Siropul ăla cum se numea? De... de coacăze negre. Sirop de coacăze negre. Și ție o să-ți aducă. Aia e contra anemie. Aveți o mică anemie și o mică anemie aveți. Cătină, ce mai o zis, soare? Țelină. Da, țelina aia fiartă și rasă cu ulei de măsline e foarte bună. Nu, mamă scumpă, nu e amară deloc. Țelina e ceva extraordinar. Cum o preferați dumneavoastră? Ori fiartă, ori... ori rasă. Și asta că mă duc eu în America. Apoi. Sigur că da. Veniți, sigur că da. Și ce crezi că nu voi duce? Ba da, de ce nu? Sobila noastră nu e o problemă. Știi ce încă trebuie la mama ca să-i refacă cartilagiul ăla la mână? Glucosamina aia, Dana. Glucosamina scrie pe ea și condroitin ăla. Îl reface cartilagiul, Dana, scumpă. Dacă poți un praf de acela în lapte sau în ceva. Lapte n-are voie, așa-i? Ce-o zis doctorul? Ce are voie? Ai zis că-mi povestești azi. Măcar poți să te înregistrezi și să-ți trimiți și praf de cătină. Ăsta să-l iei. Acum are, dar acolo la voi o să găsești o formă mult mai bună. Da, chiar te rog să-mi zici cum se numesc, Sandu. Îmi dai plasa aia? Nu m-am zici. Nu trebuie să mai scrieți nimic, că mă doare capul și pe mine cu scrisul. Nu mă arată în plasa aia, că mi-o recit eu. Da, dăm compoziția, aia îmi trebuie ingredientele. Unde e punguța aceea? Ok. Nu să mă țin că așa mă dau după atunci. N-am reușit să mă odihnesc. Eu te rog să te întindi. Mama nu are voie. Că de puterea ta avem și noi de voie. Ce nu are voie? Totul fără sare, absolut, și fără zahăr. Fără zahăr, fără... Mm. Da, unde e mobilul? Că era aici. Fii drăguță. Cum? Hiposodată. Hiposodată. Alimentație hiposodată. Cu vitamine, așa ai? Cătina conține multe, cel mai multe vitamine, cel mai bun vitaminizant din lume. Cătina. Coacăzele negre. Și ce ți-am mai zis? Că ai zis că o să-mi zici azi. Mai tare. Și cu secară, deci nu cu fibră. Cu secară? Cu secară și pâine neagră. Este o sighetă acum pâine neagră. Și cu secară? Și de teamă, nu știu dacă e cu secară, dar același cred să are pe teamă. Nu vă teamă, o să am eu grijă de mine de acum acolo. Și colesterol deloc. Deci unde... Nimic gras. Se filtrează toate, supele, toate. O, cartofi trebuie de evitat, deci nu de mâncat cartofi mulți. Deloc cartofi. Și vezi, Dana, și ce mă par că v-am spus că... Și ouă deloc. Nici într-un an n-am mâncat atâta cartofi ca acum, în primul rând îmi plac. Și repede s-a făcut că totul a fost foc. E plină de hidrocarburi, mami. Nu are nicio proteină deloc. Dar vezi, asta eu n-am știut. Groaznic. Da. Trebuie nutriție să se introducă în școli aici, Dana,
3 ore de nutriție pe săptămână. Că cu asta eviți bolile și eviți spitalele să fie pline și nu trebuie tehnologie din America și din Franța și ajutoare de peste tot, când poți să te ajuți tu însăți. Și sucurile, doar sucuri naturale are nevoie, grapefruit, cu roz, cu pulpă, 100%. Cu apă plată? Ceai. No, ați văzut? Apă plată și ceai. Încă o chestie, ceaiurile, ierburile conțin cafeină, Dana. Să știți asta. Decafeinate. No, aia-i trebuie. Ceai decafeinat. Mami, numai de la farmacie, decafeinat. No, așa. Și cum îi place ei? Cu ce aromă vă place? De asemenea, evitați strugurii, bananele. Adică ceai decafeinat. Da. Evitați strugurii, bananele și prunele. Treaba dumneavoastră, viața, veți să trăiți ori veți strugural. Ăia și cei mai plini de zahăr. Dar e vegetal, e ok. Puteți, mami, câteva boabe în fiecare zi, puteți. Puțin, 3 boabe. Deci 10 boabe. Odată 5, odată 10 boabe și odată 15 boabe. Na, cam așa. Și... N-are voie, numai puțin. De aia avem pe doctorul Bodnar, care va duce în fiecare zi din Săpânța. El are oamenii lui, asta e serviciul lui, să aducă în oraș lucruri pentru regim. E doctor naturist. Domnul Bodnar Vasile se numește. Cu el am călătorit. No, acela este domnul doctor care o să vă aducă țelina și vegetalele și spuneți ce vreți. Ăla o să vină adică să vă vadă ține companie și un om foarte bun, mamițe. Cu ăla puteți să-l primiți în fiecare zi că vă tonifică ăla, vă face bine. E un bărbat extraordinar. Și agitată, mă, de rechea e tot chivide. Ești uitat ești. Măi, le, tova. Atunci, scumpa mea, doar tot ce vreau... Nu, mamiți, vă rog, lăsați-mă să-mi termin doctoratul, mami. După ce-mi termin doctorul, să fim doctor de la doctor, discutăm altcumva. N-am cu nimeni nimic acum. Lăsați-mă, am eu focusul meu. Nu mă mai disturbați cu probleme alăturate, așa că nu pot să-mi termin teza de doctorat, domnule. Dar ce e asta? Am tot comitetul făcut și nu pot să termin, încă așa ceva n-am văzut. Psihic, m-am tâmpit aici. Nu, eu vă zic, nu mă interesează nimeni nu mă interesează din Siget, ca să știți și să știe și dânsii că nu știți nimic de Olga și nu știu, habar n-am și lăsați-mă în pace și cu asta s-a terminat. Sunt ocupată și ați plecat. Nu stați de vorbă cu nimeni. Evitați și privirile oamenilor, că sunt foarte răi, toată lumea e foarte rea. De ce crezi? Mă închid eu acolo, mă treabă pe Dana. La mine nu e ușor asta. Nu, și nici să nu vină nimeni. Și să stați o perioadă la Sandu până, măcar 2 săptămâni până vine domnul Vasile. Da. Mie, Zozoson, e o femeie de milioane, Dana, asta. Aer condiționat, no. Apoi o să pune și aerul cel condiționat de a fi prea cald. Dana are un aparat, așa e, Dani? Da. Da, ziarele ale lui Olga. Toate ziarele sale noastre, zombi. Da, le ducem acasă. Da. Le duceți la dumneavoastră. Și nici emoțional să nu vă alertați. Deci trebuie să fiți așa, să vă găsiți un echilibru de calm, știți? În care totul e bine și totul e ok. Bani o să aveți, cruditățile o să vină, totul o să vină, doctorii o să vină, o să vă măsoare. Foarte calm, frumos, o să schimbați câteva cuvinte inteligente cu fiecare. Totul e foarte bine, foarte plăcut. Și dacă găsiți echilibrul ăsta perfect, atunci tot o să fie foarte bine, mamiții. O să vedeți nepoții ăștia în facultăți, în universități. Pe Octavian și pe Carolina. Și pe Carolina mai vreau să o filmez o dată. Vezi că iar dacă nu mă prinde de mână, pic.
Ai văzut? Trebuie să aveți cineva lângă dumneavoastră tot timpul. Da, eu țin minte. Dar Jim, mami, cum îl vedeți așa puternic și la 63 de ani și dacă nu eram lângă el, pica de două ori. Da. Și bărbat în toată firea. Da, și eu. Și știi... Deci aveți nevoie de ajutor. Așa. Atât ați trebuie, e suficient. Doamne, nu-i voie. Trebuie să aveți pe cineva continuu cu dumneavoastră. Mă simt cu mult mai tare, dragă, și știind că nu mai ești acolo, dragă. Da, sigur. Îți vindecați curată. Nu mai are, încă trebuie să mă... Poziția asta... Doamna, la Dana i-a zis ieri că nu deodată să mă bag în nimic. Nu, încet. Încet. Și pot să fac toate ca înainte. Dar încet și gradual. Și încet. Când simțiți că obosiți, o luați moale, rugați pe cineva să vă ajute. Așa mi-a zis Jimmy. Olga, nu mai pui mâna pe bagaj, comanzi pe toată lumea în jurul tău. Vrei să vezi pe supervisor, pe managerul principal, pe administratorul principal. Ei trebuie de aia să acolo și-ți plătiți ca să te ajute și să facă de toate. Tu nu te betejești că plătim după aia $1000 pe doctori și te și nenorocești. Că practic nu mai revii cum ai fost înainte. Ăsta e adevărul. Orice lucru care ți se întâmplă are un impact asupra ta și nu mai revii la poziția inițială pe care la sănătatea inițială pe care ai avut-o. Apoi nu, mai ales dacă ai 69 de ani. Da, deci depinde și de vârstă, sigur. Nu. Atunci, dar nu-i scumpă. Unde-i plăsuca aia cu medicamentele? Să-mi citesc eu compozițiile. Ce fain e aici cu aer condiționat, așa e? Și aia cu oxigen să vă fie la îndemână acolo. Și oceanul spray chiar aici afară trebuie să fie. Chiar aici. Aveți două. Știu că era în chestia aia neagră, dar n-ați fi ajuns în situația asta. Calmopam. 1,5 mg. Asta e pentru noi. Și pe noi ne-au pus să ne calmăm. Vă scot, că văd că vă deranjează. Știu acum că unii dacă mă îmbolnăveți. Numai pentru treaba asta o ia de grijă de mine, ca să nu mai ajung acolo. No. De ce să vă feriți? Și ați văzut ce cazuri groaznice sunt și mai rele. Da. Doamne, fer și apără. Da. Oh, așa, să vă feriți. E tare, nu mi-a plăcut cu doctorița aia, așa rău vorbit despre cine. Lăsați că n-avem nimica cu ea, am obținut faxul. Trebuie să-i trimitem ultimul tichet de pensionare, să îl faxăm. Dar tu ai zis că i-ai trimis. El am trimis o copie, așa că liniștiți-vă. N-aveți nicio problemă. Și apoi de ce trebuie încă factul? Nu-i mai trebuie nimic, aveți dreptate. Și condroitinul ăla, mami vă reface cartilagiul, visă, mecina e. Ce e ăla? Cartilagiul e cei între oase. Condroitinul, unde e ăla? Condroitinul e aici, o să vi-l scot eu afară. Când oasele sunt așa. Da. Și în interior, ce face să alunece frumos, ca un fel de ulei, ăla e cartilagiul. Acum mai era sună cineva. Olga, cu tine te sună. Auzi tu ce-au zis copiii, că mama zice, mergem mâine la biserică. Ticlit, 250 mg. Ticlopidină. Acid acetil salicilic tamponat. Analgezic. Antipiretic. Bloxan, 100 mg, metoprolol, bloxan, 100 mg, metoprolol, 30 de tablete, enap, 10 tablete, 10 mg, captopril, captopril, un flacon, 25 mg, o jumătate tabletă, ori două pe zi, sau enapul ăsta, menționat, 10 tablete, 10 plus 5 mg pe zi, metoprolan, 50 mg sau 100 mg pe zi, 25 mg pe, ori două pe zi, ticlid, două tablete pe zi, timp de 3 săptămâni, la început. Ticlidul, deci,
aspirină tamponată, jumătate tabletă după masă, pe zi. 100 mg pisate. Control la 2 săptămâni. Jumătate tabletă după mâncare. Da, scumpa mea. Bine, scumpa mea, sigur că da, sigur, îl facem. Bine? Da, îl facem chiar acum. Că pe drum mi-a fi să fie, știi? Știu și eu, cu siguranță o să vă fie să fie. Așa, trebuie să iau medicamentul cu ceai. Ai auzit că a fost otrăvitea pe vreme. Am auzit. De aia apa, deci apa plată este apă distilată. Deci e fiartă până la 100 de grade și așa se bea. Știu, mi-a zis. Bine ați făcut, da. Bine, nici nu știu ce a făcut. Că e o tare, mă chem de o trăbă. Doamne fer. Și ceaiul trebuie fiert la 100 de grade Celsius. Îl faci acum în fer? Da, îl fac acum. Nu știu ce fel să vă scrie. Carnet de ieșire din spital. Deci ecocardiac SIV 11. Dar cum a ajuns acolo? Nu știu ce ne-a făcut. Diabet zaharat. Copiii, cred că copiii. Tu, Dana, și iar undeva mi-am pus ochelare, dacă îi vezi. Da, nu am să te da. Cardiologie funde în București. 70. 2 ma, cum se zice că... Secția cardiologie, anexa numărul 14. Nimica! O să stau cu el aici 5 zile, mami, nu vă bateți capul. Ticlidul ăsta nu mai e timp de 3 săptămâni, trebuie să-l ia, Dana. Ticlid. Dacă mai trebuie. Da. Ok, mă întorc înapoi, mă duc până jos la să fac niște copii, bine? Stai să-ți mai dau eu ceva să faci copii. Dă-mi, te rog. Uite, astea le iau. Asta îmi trebuie mie. Da. Asta îmi duc. Să-ți dau cu aspectele din fiecare să le faci. Da. Ticlidul. Bloxanul nu l-am. Bloxanul nu l-am. Ok. Bine. Mă întorc înapoi, bine? Este 5 minute. Da, vezi, Olguța. Eu am fost sinceră acum și vă la. O putem trebui. Înțelegi? Mm-hmm. Așa că nu te mai alerta. Și ia lucrurile așa cum îs. Că eu am grijă de mine. Bine, scupa mea. Și de n-aș fi avut, de mult aș fi murit. Să știi.
să-ți spun. Știu, spun. Dacă era peste cum știu. Închipui tu. Știu, uite și eu că la universitate să aveți pandemie. O să vă pun chestia aia cu care o să vă stea în gând, să nu-i pierdeți. Bine? Știu că aveți o viză extraordinară de dumneavoastră, dar se, întotdeauna este loc pentru mai bine. Se poate perfecționa. Se poate face și mai bine. De perfecționare, știți? Îmi zis acolo unul dintre doctor că o venă de asta i-a plătit de perfecționare. Și de aia s-a făcut cu adunarea aia pe care trebuie să o plătesc. Dar, da, bine. Deci ce crezi că prima dată s-a întâmplat asta în viața mea? N-ai fost acasă, n-ai știut nimic. Și eu nu, după aia sunt îngrijorată, că eu când m-am văzut cu piciorul flat, am știut pe bază. Și m-am mirat că nimeni nu observa nimic. Da, a fost și anul trecut și acum de un an. Da, nu a fost, dar așa urât nu l-am văzut niciodată, da. Încă și urât. Era foarte urât în flat. Și se vedea chiarul, plan, se vedea, o zic și femeia aia, asta e zâmbită, toată ziua. Nu, nu contează, acum mergem și facem ce putem mai bine. Ok, ne vedem atunci la mine. Am lăsat să o filmeze pe mama chestia asta până să termină caseta, fiindcă vreau să pun o casetă nouă. Bine, Dani? Adică eu sunt în bibliotecă mare. Da, sigur. Dar puteți un proces. Asta să probiți că nu o să te mai alerți. Nu mă alertez, eu vreau și am un alertez. Nu scapi așa de ușor de mine. Tu să nu mă lași pe mine să te... Olga, nu scapi așa de ușor de mine. Nici nu vreau, mamă, dar... Tu, asta e un film pe televizorul ăsta sau ce domne? Și îl urmărește cineva. Se zbonea că a murit în zilele alea, când am plecat de acasă, știi? Da. Și eu repede zic la cineva că am auzit că a murit cu tare. Înțelegi? Și știi ce mi-a răspuns? Zice, nu cred că a murit ăla. Lăsați-mi, ce-mi plecați? Lăsați-mi. O, lasă-mă că nu sunt eu moartă. Da, lăsați-le, la ce să ne culegeți? Că prăbătorim în ele și nu-mi place să pășesc în mizerie. Așa cum vă vedeți murdară pe mine, dar mie nu-mi place mizerie deloc. Da, și? Auzi tu când zic că am auzit că a murit omul, mi-a răspuns, zice, nu cred.
ăla cât trebuie să îi spășească păcate cât are. Nu cred că a murit. Și într-adevăr că a murit, a văzut? Da. Adică ce ne-a recunoaște, că ce plătește? Dacă nu porți, că îți cumpăr alta în Mexico. Când e...